Permisul de muncă pentru migranții moldoveni din Federația Rusă va costa mai scump, anunță Congresul Diasporelor Moldovenești de la Moscova. Astfel, de pe 1 ianuarie 2015, prețul unei patente de muncă în Rusia va costa de două ori mai scump, ceea ce ar fi 1100 de lei în loc de 450 de lei, cum este acum. În plus, migranții din țările fără regim de vize vor putea munci în baza patentelor de două tipuri, pentru persoană fizică și pentru persoană juridică. Reprezentanții diasporei moldovenești în Rusia consideră că aceste taxe sunt exagerate. Potrivit Congresului Diasporelor Moldovenești, în 2013 taxa lunară pentru patente era de 1000 de ruble, în 2014 1216 ruble, iar anul viitor poate ajunge la 3000 de ruble lunar.